Joi, ministrul agriculturii Petre Daia a efectuat o vizită de lucru la stația de irigații Carasu-Galeșu din județul Constanța. Obiectiv de investiții ce are ca termen de finalizare luna iulie a acestui an, până în prezent fiind realizat în proporție de 90%. Spuneți-ne despre investiția de aici. Da, este una din numeroasele investiții pe care le avem în România. După cum bine știți, în programul de guvernare, unul din obiectivele importante pentru agricultură a fost, este și va rămâne, acela de a reabilita sistemul de irigații din România. Atât de necesar, mai cu seamă, în condițiile actuale și de perspectivă, știindu-se că aceste schimbări climatice sunt o realitate și o ficțiune. În Constanța cu atât mai mult, pentru că și anul acesta aici în Constanța am avut situații deosebite, mă gândesc la lipsa de precipitații și la suferința plantelor. În acest obiectiv de guvernare, noi am stabilit și am pus în pagina bugetară sumele necesare pentru a ajunge în 2020 la cele 2 milioane hectare de irigații. Urmărim fiecare punct de lucru, fiecare zonă, indiferent unde se află. Am fost acum câteva zile în urmă în Covasna. La o suprafață m-a întrebat cineva, dar dorme, ce căutăm în Covasna acolo? Pentru că și acolo avem apă, și acolo avem teren, și acolo avem nevoie de irigații pe marginea Oltului. Iată, acum sunt aici la Galeș, în Constanța, la această stație la care puteți vedea și dumneavoastră ce s-a întâmplat. Ați putut vedea secvențe cum a fost această stație, cum era dezafectată, cum nu era funcțională. Astăzi pornește la buton. Pe datorită faptului că în programul acesta investițional, cei care au câștigat lucrarea și-au făcut datoria, cu multă grijă și cu mult respect față de angajamentul pe care l-au luat. Stați că vă spun. Și iată că ne aflăm la obiectivul acesta pus în funcțiune cu un an de zile mai devreme. Întrebarea dumneavoastră este bună și cred că și aveți și răspuns. De-a lungul vremii din 2005, mai bine zis din 2004 încoace, în sistemul de irigație nu s-a lucrat deloc. Au fost lăsate în paragine acest sistem de irigații și nu numai sistemul de irigații, multe obiective pe care le-am avut în structura și în structura de rezistență a agriculturii țării românești au fost abandonate. Noi am luat această măsură extrem de importantă pentru țară de a reface ceea ce este de refăcut și de care țara are nevoie. Sistemul acesta de irigații a fost paralizat peste tot. Foarte puține stații și în mod deosebit pe la Brăila au mai rămas în picioare stații, dar majoritatea lor au fost distruse și ați putut vedea cu ochii dumneavoastră cum arătau. Este acum profitabilă irigați? Cum să nu fie profitabilă când este vorba de existența umană? Aici nu te poți juca cu agricultura țării. Cu hrana populației nu te poți juca. Am mai văzut interpretări în fel și chip care n-au de-a face cu analiza profundă într-un domeniu atât de necesar pentru noi toți. Păi hrana este cea care ne dă posibilitatea nouă să fim în picioare tot timpul și să trăim ca oameni. Alminteri, ce-am face? Da.
dar revenind la această stație, care s-au încheiat lucrările prevăzute în fișa de investiții, acordându-se, evident, o atenție foarte, foarte mare a calității lucrărilor. Și am văzut, valoarea investiției este undeva de 6 milioane. Știu că cealaltă investiție undeva de la 13 milioane și o să mergem la ea, e canalul C1 și C2, care înseamnă 6 kilometri, respectiv 13 kilometri de reprofilare de canal, impermeabilizare, taluzare, în așa fel încât să nu avem pierderi de apă, pentru că acum deja avem agregate cu consum mai mic de energie. Urmărim, apropo de eficientizare, urmărim ca apa să nu se piardă pe traseu, motiv pentru care inclusiv racordurile acestea sunt de o altă calitate, de un alt material care are o durabilitate, o viață de parcurs, care înseamnă undeva 80 de ani, față de conductele ce erau până acum, care aveau o durabilitate de 40 de ani. Iată că va putea fi irigată toată Dobrogea sau Constanța? Da, ne dorim, sigur, anul acesta ne ducem pe 40.000 hectare. Am făcut cu câteva zile în urmă din nou analize pe zona aceasta și să ne ducem să încă cu 70.000 hectare. Vrem să ajungem la suprafața, nu acum, până în 2020 facem cele 40.000 hectare. Din 2020 încolo ne ducem încă pe suprafețe suplimentare, deci în Constanța. Vrem să aducem în România peste 3 milioane hectare care pot fi irigate. Sunt pierderi tehnologice. Sunt pierderi care se prind în calculele fiecărui fermier, știindu-se că ne desfășurăm activitatea sub cerul liber și tot timpul ei în calcule anumite pierderi. Dar aceste pierderi față de așteptările lor și față de nivelul posibil de atins la producție, dar care să nu le facă probleme deosebite fermierilor. Cum spuneam, este al treilea an agricol bun pentru România și meritat pentru acești fermieri minunați, acești oameni care lucrează pe pământul, indiferent de vreme, indiferent de zi, indiferent de situația dată ca urmare a faptului că pot sau nu executa lucrările, pentru că ei săraci nu văd banii. La nivelul ministerului, sigur, e câteva zeci de câteva milioane, având în vedere pierderile ca urmare a faptului că în anumite zone a căzut grindină, au fost inundații, băltiri, pierderi de culturi și, evident, aceste informații le-am procesat și le procesăm în continuare, pentru că într-o zonă se retrage apa și planta își continuă vegetația, aștept să se vezi la recoltat ce a rodit, ce a dat și apoi faci diferența pe care o consideri tu necesar de a o face, știindu-se de către fiecare fermier situația concretă. Agriculturii a preluat niște licee agricole. Dacă ați analizat cumva rezultatele la BAC ale elevilor din aceste licee? Nu, nu se ocupă ministerul de așa ceva. Eu am spus-o și nu are dorințe din ăștia expansioniste să ia ceea ce nu-i în portofoliul lui. Am spus-o ieri la întâlnirea pe care am avut-o cu directorii din cele 58 de licee. Și e bună întrebarea pe care mi-o puneți, pentru că această întâlnire s-a profilat și s-a putut face datorită faptului că am realizat un act normativ care pune la un loc interesul atât al fermierului, al elevului și al școlii în general. Pentru că de-a lungul vremii am constatat ceea ce și dumneavoastră ați putut vedea, că liceile agricole, datorită faptului că n-au avut posibilitatea să investească, au o dotare utilaje vechi,
utilaje care s-au uzat moral și fizic. Utilaje care nu mai sunt acum pe câmpurile României. În licee vezi tractoare care au direcție mecanică și pe care săracii nu pot să rotească volanul de rezistența pe care o pune acest mecanism. Și atunci, discutând și analizând, împreună cu fermierii care la rândul lor au nevoie de forță de muncă bine pregătit, discutând și analizând în Guvernul României, întrebându-ne ce facem pentru viitor, pentru că astăzi sunt fermierii pe care îi știm. Mâine trebuie să fie fermierii pe care îi școlim astăzi. Cum putem să facem transferul acesta de cunoștință și cum putem să dezvoltăm dorința aceasta de a rămâne în agricultură, un sector extrem de important și profitabil. Un loc de muncă foarte bun, o posibilitate de câștig clară. Și atunci, dacă nu îi creezi această perspectivă la tineri, cum ei să rămână în acest domeniu? Și atunci am hotărât și prelegiuitorul asta stabilit prin actul normativ ca Ministerul Agriculturii să fie în componenta aceasta investițională alături de liceele agricole și am avut ieri discuție cu toți directorii de la liceele, de la cele 58 de licee agricole, spunându-le așa: fraților, lumea s-a schimbat. Nu poți să-i spui elevului să rămână elevul astăzi cu imaginea grape, cu cozile grabe, care nici nu mai există în produs. Nu poți să rămână elevul cu imaginea nete 2,8 pentru că nu mai există. Nu poți să rămână elevul cu imaginea grape rotative pentru că nu se mai folosește. Avem programe de finanțare multiple și iată, am spus-o și o să vedeți concret că în zilele următoare apar solicitări. Am spus și există o hotărâre de guvern prin care noi am statuat un sprijin pentru angajatorii care angajează, deci fermierii care angajează tineri, cel puțin 2 tineri, pentru fiecare tânăr angajat care are un grad de pregătire superior primește 1000 de lei angajatorul, pentru un tânăr care are o pregătire medie primește 700 de lei, 700 de lei și cel care are o pregătire, care nu are o pregătire medie, primește 500 de lei. Iată un sprijin concret. Deja au fost primite cereri la nivelul direcțiilor agricole. Un alt sprijin concret este acela că noi am solicitat și zilele acestea o să avem răspunsul de la Comisia Europeană să putem, ținând cont de condițiile climaterice pe care le-au avut fermierii în această perioadă, să le aducem subvențiile cu 70% în avansul, ceea ce înseamnă enorm. În al treilea rând, iată, pentru fermieri, am dat drumul la adeverințe de sprijin prin APIA, de a se putea duce, să ia credite de la bănci și să garantăm cu în valoare de 85% din subvenția, din totalul subvenției pe care îl primește. Anul trecut a fost 80, acum am crescut-o la 85%. Deci te duci la bancă și ai adeverința de la APIA și știi că ai 1.000.000 de euro de luat sau 1.000.000 de lei de luat prin APIA ca subvenții, poți să iei credit garantat, fără niciun fel de problemă, prin această adeverință în sumă de 850 de lei, fie de lei sau de euro, iată, sprijin direct. În al patrulea rând, avem de asemenea Fondul European de Investiții, cu FEI-ul, angajeri în care poți să te duci să iei credite avantajoase, întrucât 70% din dobânda creditului respectiv este suportată prin Planul Național de Dezvoltare Rurală.